Bună ziua și bine v-am regăsit la întâlnirea cu Sociologia Administrației Publice, o introducere în sociologie cu elemente specifice de sociologie administrativă, de analiza administrației publice. Discutăm de prima unitate de învățare, instituții sociale, structura socialului și funcțiile sistemelor sociale. Sunt Antonio Sandu, profesor doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Aceste prelegeri au la bază cursul de sociologie pe care îl predau studenților de la administrație publică. Și în elaborarea suportului de curs pe care sper că îl aveți cu toții, am utilizat câteva cărți pe care le-am publicat anterior, sigur, pe lângă întreaga bibliografie consultată și pe care o aveți la sfârșitul cursului, ca bibliografie și pe care aveți de asemenea la fiecare unitate de învățare o bibliografie selectivă. Spuneam că din propriile lucrări publicate am parcurs și l-am sintetizat din elemente de sociologie și logică publicat la editura didactică și pedagogică și care are la bază chiar acest curs de introducere în sociologie pentru administrația publică. Cartea de elemente de sociologie, sociologie generală, sociologie juridică și metodologia cercetării sociale pe care am publicat-o la editura Tritonic din București. Și Fundamente ale științelor sociale, publicat la editura Lumen din Iași. Sunt trei cărți pe care vă invit și pe dumneavoastră să le consultați în măsura disponibilității și ca timp și ca disponibilitatea volumelor prezentate, alături de sigur de suportul de curs pe care îl aveți și la care aveți cu toții accesul. În continuare vom discuta despre instituții sociale. Instituțiile sociale sunt structuri sociale stabile, create cu scopul de a conserva și dezvolta o serie de scopuri fundamentale ale grupurilor și a indivizilor. Instituțiile se caracterizează prin stabilitate și continuitate. Putem înțelege instituțiile sociale ca o structurare a acțiunii umane, pornind de la un set de reguli formale, informale, generatoare de ordine socială. Regulile pe care se întemeiază o instituție sau instituțiile sociale în general reprezintă așa zisele reguli ale jocului social. Pentru North, un cercetător al socialului, instituțiile sunt seturi de reguli care structurează interacțiunile sociale în moduri particulare. Pentru ca un set de reguli să fie considerat o instituție socială, cunoașterea acestor reguli trebuie să fie împărtășită de o parte relevantă a comunității sau a societății. Instituțiile reprezintă un set de reguli și proceduri de înțelegere și norme de comportament moral și etic desemnate să constrângă comportamentul indivizilor cu scopul de a maximiza utilizarea principiilor și a valorilor acestor instituții. Instituțiile apar sub forma unor structuri constrângătoare, spunem noi, create de indivizi în cursul interacțiunii dintre aceștia, pentru a da formă particulară, dar general acceptată, fenomenelor sociale. Constantin Schifirneț consideră că instituțiile sociale reprezintă un grup sau mai multe grupuri de persoane implicate în rezolvarea de probleme pentru întreaga comunitate, îndeplinind astfel o serie de funcții publice, fiind vorba de primărie, prefectură, minister, etc. Forma în care este organizată acțiunea, exercitată de membrii unui grup atunci când acționează în numele grupului, dar și ansamblu de tehnici și de mijloace de acțiune utilizate de membrii unui grup în exercitarea unor funcții publice. Acțiunile membrilor grupurilor sunt reglementate de regulile grupului, fiind menite să satisfacă o serie de nevoi ale indivizilor în numele cărora instituția acționează. Rolurile sociale exercitate de o serie de membri ai unor grupuri sociale deosebit de importante pentru întregul grup. Vă reamintesc că această înșiruire de definiție ale
instituțiilor sociale sunt formulate de Constantin Schifirneț. Funcțiile în cadrul instituțiilor sociale sunt format stabilite, rolul exercitat de deținătorii acestor funcții fiind prescris prin reguli. Instituțiile îndeplinesc mai multe funcții la nivelul societății, deși de multe ori una din acestea este dominantă. Funcția unui spital, de exemplu, este în principal de a asigura accesul pacienților la tratament și îngrijire, dar în secundar exercită funcții de socializare pentru angajații săi, funcții educaționale pentru medici și stagiari, etc. O funcție generală a societății poate fi îndeplinită în mai multe instituții. Apărarea drepturilor omului, de exemplu, se realizează prin instituții juridice, politice, dar și educaționale. Instituțiile pot fi constituite formal, fiind vorba de instituții publice, sau informal, instituții a căror reguli sunt general acceptate, fără a fi formalizate în documente scrise. Instituțiile nu trebuie confundate cu organizațiile, care sunt de asemenea structuri umane socialmente constituite, având reguli precise de funcționare și propriul sistem de roluri și funcții. Organizațiile pot avea scopuri legitime sau nelegitime. Organizațiile cu scopuri legitime pot funcționa în domenii precum economic, social, politic sau cultural. Organizațiile a căror scopuri sunt nelegitime funcționează în general în afara legii, fiind reprezentate de organizații teroriste, structuri organizaționale mafiote și așa mai departe. Termenul de instituție provine din cuvântul latinesc institutio, care desemnează ideea de întemeiere, adică ceva care întemeiază. Dar de obicei vizează o regulă de comportament. Romanii foloseau termenul institutiones pentru a desemna lucrările fundamentale în domeniul dreptului. Instituțiile sociale pot fi formale și informale. Instituțiile formale sunt acele instituții constituite prin intermediul unor prescripții juridice care reglementează scopul, obiectivele, procedurile de funcționare, sistemul de statusuri și roluri. În cazul instituțiilor informale, regulile și normele sunt superflue și sistemul de status-roluri este în general personalizat. Având în vedere caracterul constrângător și normativ al instituțiilor sociale, acestea gestionează sociabilitatea sub aspectul ordinii sociale. Ca atare, nu doar o instituție de tip formal, în sensul, eu știu, a unei școli, a unei biserici sau a unui spital, pot avea caracterul de instituție. Putem vorbi și de instituții sociologice sau instituții în sens sociologic. Vorbim, de exemplu, de instituirea și de instituția salutului sau de instituții juridice specifice contractelor, a altor acte juridice care împreună fac parte din ideea de instituții. Instituțiile diferă prin gradul de formalizare de la cele cu mare putere juridică, cum ar fi ideea de democrație, de stat de drept, până la cele reglementate prin obiceiuri și tradiții, cum este, de exemplu, salutul. Regulile sunt scrise și nescrise, formale sau informale, obligatorii sau regulatorii. Instituțiile politice sunt create în scopul obținerii, exercitării și extinderii puterii. Grupurile sociale cu interese comune se organizează în scopul participării la acte de putere, indiferent de nivelul la care această putere se manifestă. Un exemplu de instituție politică o reprezintă partidul. Partidele politice sunt organizații centrate în jurul unei ideologii care reprezintă interesele unei clase sociale sau unor grupuri sociale. Scopul manifest al acestora, al partidelor politice, este obținerea și menținerea puterii politice, în general prin mecanisme democratice și în contexte pluraliste. Excepția este reprezentată de partidele totalitare, care monopolizează scena politică, nerecunoscând legitimitatea altor partide sau grupări politice. O altă categorie de instituții politice sunt cele care vizează exercitarea efectivă a puterii politice. Dintre instituțiile politice de exercitare a puterii enumerăm Parlamentul, care reprezintă puterea legislativă, Guvernul, ca putere executivă, Președinția, având atribuții în reprezentarea statului și garantarea caracterului democratic al țării. Un alt exemplu e acela care, la nivel local, funcționează Consiliul Județean, cu funcție de reglementare normativă a activității administrative, dar și instituția prefectului, care funcționează ca reprezentant al guvernului la nivelul județului. Prefectul conduce la nivel local serviciile publice, descentralizate și deconcentrate ale ministerelor, precum și alte organe ale administrației publice centrale, care funcționează la nivel teritorial.
Prefecții sunt înalți funcționari publici, apolitici, dar numiți de guvern din rândul înalților funcționari publici. La nivelul comunității locale funcționează consiliul local cu rol de reglementare a politicilor publice locale și respectiv primarul cu rol de autoritate executivă la nivelul localității. La nivelul Uniunii Europene, de exemplu, puterea politică se exercită prin Parlamentul European, ales odată la 5 ani și care se constituie în Camera Reprezentanților Cetățenilor din Uniunea Europeană și Consiliul Uniunii Europene sau Consiliul de Ministri, care este o parte a legislativului Uniunii Europene, reprezentând statele membre. Legislativul European este de fapt o structură bicamerală, atât Parlamentul European cât și Consiliul Uniunii Europene, având funcție legislativă. Puterea executivă de la nivelul Uniunii Europene este reprezentată de Comisia Europeană, responsabilă de elaborarea de propuneri legislative și de implementarea deciziilor Consiliului Europei și a Parlamentului European, precum și a tratatelor constitutive ale Uniunii. Un exemplu este acela al instituțiilor puterii judecătorești, care sunt reprezentate în țara noastră de instanțele de judecată, începând cu Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță juridică supremă, de curțile de apel, tribunale și respectiv judecătorii. Puterea judecătorească nu are un caracter politic. Democrația occidentală modernă se bazează pe principiul separației puterilor în stat între puterea legislativă, executivă și judecătorească. Instituțiile juridice reprezintă un set de norme cu caracter juridic, având un obiect comun de reglementare, care persistă în timp, chiar în condițiile modificării legislației care îl definește. Ca exemplu, putem să luăm instituțiile juridice, de exemplu, familia, proprietatea, posesia. Instituțiile economice sunt cele care reglementează comportamentul economic în ceea ce privește producția de bunuri și servicii. Cea mai importantă instituție economică o reprezintă contractul, care reglementează relațiile comerciale. Sigur, contractul este o instituție economică, dar provenind din sfera dreptului civil. Este de asemenea o instituție a dreptului civil extinsă în alte ramuri de drept și care reglementează tranzacția, înțeleasă ca acord de voință între părți. Teoriile contractualiste reglementează relațiile de putere egale sau inegale sub forma unor tranzacții, adică unor înțelegeri între părți. Alte instituții economice semnificative sunt piața, șomajul, banii și așa mai departe. Relațiile economice se stabilesc între agenți economici și persoane fizice, între agenți economici între ei sau între agenți economici și stat. Agentul economic funcționează ca organizație socială, având un caracter instituțional, căpătat prin însuși actul de constituire. Persoana fizică, atunci când participă în cadrul unor tranzacții, beneficiază de un cadru normativ care îi delimitează capacitatea de acțiune. Persoana are, ca atare, caracterul de agent sau actor social, iar limitele acestei capacități sunt prestabilite prin norme de ordin juridic, etic sau cutumiar. Fără a putea spune efectiv că persoana este o instituție, comportamentul social al acesteia este reglementat prin structuri instituționalizate. Orice formă de control social sau de coerciție poate fi legitimă atâta vreme cât sunt acceptate o serie de norme și reguli care să încurajeze anumite comportamente și să descurajeze sau să interzică altele. Instituțiile de educație, educația în sine funcționează în baza unor norme juridice sau practici cutumiare, obiceiuri, având deci un caracter instituțional. Educația primită de copil în familie este din perspectivă sociologică tot o instituție, întrucât are la bază o serie de reguli provenite din tradiție sau din experiența membrilor de familie. Educația instituționalizată propriu-zisă se realizează prin intermediul școlii, fiind împărțită pe cicluri preprimar, primar, gimnazial, liceal și superior. De asemenea, există formalizate instituții ale educației permanente pe tot parcursul vieții. Instituția generică pentru orice formă de educație poartă, desigur, denumirea de școală. Instituții din domeniul sănătății. Îngrijirea sănătății este o practică instituționalizată. Sănătatea în sine este o valoare principală, în jurul căreia s-au constituit o gamă largă de instituții care reglementează și asigură îngrijirea sănătății. Organizația Mondială a Sănătății definește starea de sănătate ca stare de bine din punct de vedere biologic, fizic, mental, social și spiritual. Îngrijirea sănătății presupune apelul la o serie de instituții specializate, cum ar fi spitalul, policlinica, sanatoriu, cabinetele medicale, etc. Finanțarea sănătății este instituționalizată prin intermediul caselor de asigurări de sănătate, publice sau private. O serie de alte instituții intervin în managementul sănătății, fiind vorba de direcțiile de sănătate publică, Ministerul Sănătății și așa mai departe.
Instituțiile medicale sunt create pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a practicii medicine. Clinica reprezintă o instituție medicală condusă de un grup de specialiști din domeniul sănătății, capabil să ofere îngrijire de urgență și sau de lungă durată, respectiv reabilitarea după boli cronice. Instituțiile non-formale sunt acele instituții bazate pe reglementări nescrise, pe cutume sau obiceiuri și tradiții. Ca exemplu de astfel de instituție non-formală îl constituie salutul, așa cum spuneam și mai devreme, atunci când se bazează pe reguli tradiționale de politețe. În continuare o să prezentăm o sarcină de lucru sau o lectură suplimentară mai exact. Vă invit să lecturați capitolul Instituții sociale totale din cartea Elemente de sociologie, sociologie generală, sociologie juridică și metodologia cercetării sociologice, carte apărută la editura Tritonic din București. Așa ca să ne reamintim, instituțiile sociale, ca și structurile sociale stabile, se împart în mai multe categorii. Vorbim de instituții politice, juridice, economice, medicale, de educație, formale și informale, și toate acestea pornesc de la ideea de a fi instituite, de a avea un caracter, de a avea la bază un set de norme după care funcționează. Vă mulțumesc pentru participarea la această prelegere. Vă invit să lecturați cărțile Elemente de sociologie apărut la editura Tritonic, Fundamentele științelor sociale apărute la editura Lumen și Elemente de sociologie și logică apărute la editura Didactică și Pedagogică. Sunt Antonio Sandu, profesor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și vă reamintesc că suntem la o întâlnire dedicată unui curs virtual, Flip Learning, în domeniul sociologiei administrației publice. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată!